Luceafărul despre felul cum s-a născut marele poem romantic, capodopera a creației lui Eminescu a lăsat mărturie însuși poetul. Din mărturia s-a reiese că pornim de la o sursă, de la un izvor popular, poemul a trecut printr-un îndelungat proces de creație. După ceea ce spune rezultă că principala sursă de inspirație a fost un basm popular românesc cules și publicat într-un memorial de călătorie, apărut la Berlin în 1861 de către germanul Cunisc. Basmul se intitula Fata din Grădina de Aur. În același memorial de călătorie Cunisc a mai publicat un basm care asemenea a fost cunoscut de Eminescu, a preluat ceva și din aceasta, dar sursa principală rămâne Fata din Grădina de Aur. În basmul publicat de Cunisc este vorba despre o frumoasă fată de emparat pe care tatăl ei o închide într-un castel înconjurat de o grădină de aur pentru a nu fi văzută de ochii unui muritor. De fata de împărat se îndrăgostește un zmeu, dar fata speriată de nemurirea lui îl refuză. Zmeul insistă, iar fata îi cere acestuia să fie muritor de rând ca și ea. Pentru a-i dovedi dragostea, zmeul se duce la creator să-l dezlege de nemurire, dar acesta îl le refuză. Întors pe pământ, zmeul vede că fata se îndrăgostește între timp de un frumos flăcău, din fecior de împărat care reușește să o răpească. Furios zmeul îi desparte pe cei doi aruncând peste fată o stâncă iar pe el îl lasă să moară de durere într-o vale fabuloasă a amintirii. Eminescu valorifică acest basm în perioada berlineză într-un poem cu titlul Fata în grădina de aur, dar în poemul creat autorul modifică unele lucruri și mai ales finalul. Răzbunarea zmeului din bazmi se pare prea dură, nepotrivită cu superioritatea unei ființe nemuritoare, astfel ca în poem zmeul nu mai omoară pe fată ci rostește cu amărăciune un plestem, un chin să aveți, de a numur odată. După 1880 acest poem rămas în manuscris va fi prelucrat în cinci variante și transformat într-un centec liric în care povestea mai veche e transformată și aceasta devine pretextul alegoric al unei meditații romantice, filosofice asupra geniului, dar și asupra condiției omului ca ființă se de contradicții. În noua creație izoarele folclorice se întâlnesc cu cele filosofice, mitologice, culturale și chiar autobiografice. În forma în care noi o cunoaștem astăzi, poemul a apărut în 1883 în Almanal Societății Cultural-Literare România Jună din Viena. În același an, poemul va fi inclus apoi în volumul îngrijit de Titu maiorescu intitulat Poezii. Compoziția și structura poemului, faptul că la originea poeziei se află un basm, ne duce la concluzia că și noua creație ar trebui să fie o compoziție epică. Din basm, poemul a păstrat doar schema epică, cadrul formula de la început ține tot de epic. Prezența unui narator care povestește la persoana a treia existența personajelor, construcția gradată a subiectului, marele număr de vorbe specifice povestirii precum și prezența dialogului cu formule specifice de adresare, toate acestea dau poemului un caracter epicodramatic. Și totuși poemul Luceafărul este o creație lirică. Schema epică este doar cadrul, iar întâmplările și personajele sunt, de fapt, simboluri lirice, metafore prin care se sugerează idei filosofice, atitudini morale, stări sufletești și o anumită viziune poetică. Această interferență de genuri este caracteristică romantismului și dau poemului mare profunzime. Ceea ce privește compoziția poemului, se constată existența a patru tablouri: 1. Dragostea dintre fata de emparat și luceafăr 2, Idila dintre Cătălin și Cătălina 3, Călătoria luceafărului spre Demiurg pentru a cere dezlegare de nemurire 4, Reîntoarcerea luceafărului la locul lui pe cer și Constatarea că fata de emparat nu s-a putut rupe din cercul ei strânt din punct de vedere structural există două planuri: cel terestru uman și planul cosmic universal. În primul tablou cele două planuri se întâlnesc prin dragoste. În tabloul al doilea avem doar planul terestru. În tabloul al treilea este prezent doar planul cosmic. În tabloul al patrulea avem din nou prezente cele două planuri. Comentariu Poemul Luceafărul este un poem romantic pe tema destinului omului de geniu. Poemul se desfășoară pe un vacfir epic într-o suită de metafore și simboluri prin care se sugerează idei filosofice este deci în egală măsură un poem de dragoste și un poem filosofic. Primul tablou ne prezintă o fantastică poveste de iubire între două ființe aparțind unor lumii diferite. Contemplând de la fereastra dinspre mare a castelului Luceaforul de seară se îndrăgostește de o prea frumoasă fată de împarat. Fata la erândul ei este cuprinsă de același sentiment. În concepția fetei luciaforul este un spirit pentru chemarea căruia trebuie o formulă magică de descântec. Desciferând alegoria, putem spune că sensul ei este că pământeanul aspiră către absolut, în timp ce spiritul aspiră simte nevoia concretului. Pentru a-l putea chema el lângă aia, fata folosește descântecul, cobori în jos lucea fărbâlând. Ființele supranaturale au posibilitatea de a metamorfoza. Întocmai ca în bazm, luciaforul, la chemarea fetei, se aruncă în mare și preschimbat într-un teânar palid, cu părul de aur și ochi scânteietori, purtând un gulgiu vânăt, încununat cu tresti, apare în fața fetei ca un înger, ca un zeu. O invită pe fată în palatele lui de pe fundul oceanului, unde toată lumea să o asculte pe ea metamorfoza luciaforului pune la contribuție mituri cosmogonice. Astfel, la prima înrupare, luciaforul are părinții cerul și marea, iar cerul este tatăl meu și mumă mea e marea. Zei sunt nemuritor și luceaforul metamorfozat în Neptun este un mort frumos cu ochii vii deoarece nemurirea este pentru muritorii de rând o formă a morții. De aceea fata de împărat are o senzație de frig. Căci eu sunt vie, tu ești mort și ochiul tău mă negheață. Peste ceva nopți fata chemă din nou pe luceafăr, acesta o ascultă și din văile haosului având ca tată soarele și mamă mare apare din nou în fața fetei. Acum vine învezmântat în negru și purtând pe vițele negre de păr o coroană ce pare că arde, ochii mari și minunații lucesc chimeric ca două patimi fără să-ți înfățișarea este acum demonică pentru că s-a născut din soare și noapte, după Hesiod noaptea este zeița umbrelor, fiica haosului, mama tuturor zeițelor. De data aceasta teânarul demonic îi făgăduiește miresii sale cu un stele și oferă cerul pe care să răsară mai strălucitoare decât celelalte. Dar și de data aceasta, Fata îi refuză apropierea și simte senzația de călduri. Alegoria este că Fata este incapabilă să iasă din condiția ei pentru a conviețui cu Luceaforul, îi cere acestuia să devină muritor ca și ea. La această cerere, Luceaforul răspunde afirmativ din cuvintele sale reieșind sacrificiul suprem pe care e gata să-l facă în schimb pe o sărutare pentru a dovedi fetei că o iubește. De aceea e hotărât să se nască din păcat și să fie dezlegat de nemurire. Cel de-al doilea tablou se desfășoară în plan terestru, în plan uman, este idila dintre Cătălin și Cătălina, idilă care simbolizează repeziciunea cu care se stabilește legătura sentimentală între reprezentanții lumii inferioare. Avem aici o atmosferă intimă, familiară. Acum eroina nu mai este prea frumoasa fată de împarat, ea devine Cătălina, ceea ce simbolizează faptul că acum este o fată ca oricare alta cu un nume comun, care se poate îndrăgosti rapid de un băiat oarecare. Cătălin este viclean copil de casă, un paș din prejma împărătesei, băiat din flor dar îndrăzneț cu ochii. Urmărind opa Cătălina socotește că e momentul să-și încerce norocul și prinzând o într-un ungher îi servește Cătălinei o adevărată lecție de dragoste. Se observă în scena de dragoste un limbaj obișnuit, comun, popular adecvat unei scene de dragoste obișnuite trecătoare aventuroase. Cătălina la început este mai retrasă, mai reținută și mărturisește lui Cătălin dragostea pentru Luceafăr. Dar Cătălin găsește remediul, hai și-o fugi în lume și astfel Cătălina va pierde visul de luceferi. Partea a treia a poemului cuprinde călătoria luceaforului prin spațiul cosmic și convorbirea cu demiurgul. Să întem din nou în planul cosmic cu o atmosferă glacială și cu un limbaj sentențios gnomic. Demiurgul este rugat să-l ierte de nemurire să-l facă muritor de rând. În acest tablou Eminescu se dovedește ca și în scrisoarea întâi unul dintre cei mai interesați autori de cosmogonii și un extraordinar poet al fenomenelor fizice. Pentru un zbor atât de îndrăzneț luceafărului îi crește aripa la dimensiuni uriașe. Din cauza vitezei colosale cu care zbura mișcarea lui pare un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin stele. Haosul este o noțiune abstractă, nepalpabilă însemnând confuzia generală a elementelor înainte de creație. Pentru a le face palpabile, Eminescu îi atribuie haosului însușirile unei văi din care necontenit izvorăsc lumini ce se amestecă, se învălmășesc ca niște mări amenințătoare. Zona în care se află Demiurgul e infinitul, neantul stăpunit de groaza propriului vida dâng ca visul uitării. În dialogul cu Demiurgul, luciaforul însetat de viața obișnuită, de stingere, este numit Hyperion. Întocmai ca fata de împărat în idila cu Cătălin este numită Cătălina și Luceafărul, în momentul ce înd vrea să devină muritor este înzestrat cu nume. În discuția dintre cei doi, Demiurgul îi propune, ca pentru a renunța la genul său de a deveni muritor, trei lucruri, să-l facă ce întăreț încât să asculte toată lumea de centecul lui, conducător de oști sau înțelept. Demiurgul este dispus să-i dea pământul lung și marea nelarg, dar moartea nu se poate. Luciaforul este o parte a universului, celui tot pe care o reprezenta demiurgul, iar al rupe din acest sistem ar însemna distrugerea echilibrului universal. Și atunci, ca un ultim argument, demiurgul îl îndeamnă pe Hyperion să privească spre pământul rătăcitor să vadă ce l-așteaptă. Al patrulea tablou ne duce din nou în planul terestru, dar și în cel universal cosmic. Hyperion devenit din nou luceafor se întoarce pe cer și își revarsă din nou razele asupra pământului. În acest tablou avem un foarte frumos pastel terestru care contrastează cu pastelul cosmic din partea a treia. Luceaforul descoperă pe cărările din cerenguri sub șiruri lungi de tei doi tineri îndrăgostiți care ședeau singuri. Fata îl vede și îl cheamă să ilumineze norocul. Oamenii sunt ființe trecătoare. Ei au doar stele cu noroc în timp ce luceaforul nu cunoaște moarte. Mehnit de cele ce vede, luciaforul nu mai cade din înaltul la chemarea fetei ci se retrage în singurătatea lui constatând cu amărăciune, ce-ți pasă ție echip de lut dacă o i fi eu sau altul. Trăind în cercul vostru strânt norocul vă petrece ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Despre sensurile poemului luciaforul au vorbit mulți critici, dar cea mai bună interpretare a poemului o dă însuși Eminescu. Poetul făcea o semnare pe marginea unui manuscris arătând că în descrierea unui voiaj în țările române germanul che povestește legenda Luciferului. Aceasta este povestea. Iar înțelesul alegoric ce i-am dat este că dacă geniul nu cunoaște nici moarte și numele lui scapă de noaptea uitării pe de altă parte aici pe pământ nici capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc. Din acest punct de vedere, Luciaforul este o alegorie pe temă romantică a locului geniului în lume. Astfel înseamnă că povestea, personajele și relațiile dintre ele nu sunt decât o suită de personificări, metafore și simboluri care sugerează idei, concepții, atitudini ieșite dintr-o meditație asupra geniului văzut ca ființa nefericită și solitară opus prin structura omului comun. Această viziune romantică asupra geniului este puternic influențată de filosofia lui Schopenhauer. Tabel al imaginilor alegorice și unele semnificații ale lor din poemul Luceafărul Tbloul I. 1. Fata de împărat, fata la vârsta obligată ce înd poate fi tulburat de zburător 2. Visul fetei, criza puberală, dorința de realizare prin dragoste, rezolvată mitologic prin motivul zburătorului 3. Dragostea pentru Luceafăr, aspirație spre absolut. Dorința omului comun de a-și depăși condiția strâmtă, limitată de muritor 4, respingerea luceafărului, refuzul neantului, spaima de nemurire care pentru om înseamnă moarte 5, senzațiile de frig și de ardere, revelații intuitive ale deosebirilor de structură dintre geniu și omul comun 6, luceafărul, ființa superioară, geniul 7, dragostea pentru fata de împărat. Aspirația spre concret sau spre o altă formă a materiei universale 8, dragostea dintre fată și luceafăr, atracția contrariilor 9. Metamorfozele luceafărului, capacitatea geniului de a-și da alt chip, mai concret păstrându-și unitatea contrariilor din care este înrupat ca și esența superioară 10, hotărârea de se sacrifica, dorința de cunoaștere. Obiectul cunoașterii, fata de împărat, devine și subiect al pasiunii omului de geniu, pentru care el vrea să renunțe la nemurire tabloul al doilea 1, Cătălin și Cătălina, exponenții individual ai aceleiași lumii 2, lecția lui Cătălin, forma de magie erotică 3, refuzul inițial al Cătălinei, reacție de orientare 4, nostalgia față de Luceafăr. Ruptura dintre ideal și real 5, acceptarea lui Cătălin, revelația asemănării de structură și de ideal dintre ființele aceleiași lumii tabloul al. 3 la 1 de miurgul absolutul 2 Hyperion, forma individualizată a absolutului 3, dorința lui Hyperion de a fi dezlegat de nemurire pentru o oră de iubire, dorința de a primi o altă structură, compatibilă cu ideea de dragoste ca mijloc de cunoaștere 4, refuzul de miurgiului. Imposibilitatea obiectivă de a mai coborâ treptele de organizare a materiei universale 5, consecvența în atitudinea lui Hyperion și geniul are o limită de cunoaștere tploul al 4 la 1, idila pământeană. În primirea aspirației spre fericire a perechii Pământene 2, seriozitatea pasională a lui Cătălin, bărbatul întâmplător devine bărbatul unic prin iubire 3, trădarea fetei, revelația luceaforului asupra. Timpului ca schimbare, el, care e nemuritor, nu e stăpânit de timp, n-are experiența existenței determinate temporal prin trădarea fetei. El descoperă ideea de schimbare și că mișcarea ei irevăzibilă. 4. A treia invocație a Luceaforului Dorința superstițioasă a ființei pământene de a și prelungi fericirea prin protecția unei stele cu noroc. 5. Răspunsul final al Luceaforului Constatarea rece, obiectivă a diferențelor fundamentale între două lumii antimonice, una trăind starea pură a contemplației, cealaltă stare a instinctualității oarbe în cercul strâmt al norocului, al șansei de a se sau al neșansei, o interpretare a poemului Luceaforul socotește această creație ca un poem al vocilor poetului sau un poem al măștilor în sensul că poetul se proiectează în diferite ipostaze lirice. Astfel Minescu s-a imaginat pe sine în primul rând în Luceaforul sau Hyperion, geniul care caută suprema clipă de fericire fără să fie înțeles și rămând la locul său separat de societatea din jur. Eminescu s-a imaginat însă și în chipul lui Cătălin. Pământeanul obișnuit care trăiește din prima clipă a dragostei. Dar Eminescu s-a imaginat chiar în chipul Cătălinei, muritorul de rând care aspiră spre absolut. El s-a imaginat și sub chipul de miurgului, exprimând astfel aspirația spre personalitatea universală, cel care rostește teribilul nu se poate conștient fiind de incompatibilitatea celor două lumii. În concluzie putem spune că subaspirația unei povești de dragoste Luciaforul este de fapt o sinteză a liricii lui Eminescu, a vocilor poetice din opera sa pentru că găsim aici nu numai ecouri din poezia de dragoste și natură, dar avem ecouri și din poezia de înalta cugetare filosofică din poezia pe teme cosmogonice. Presupusele personaje devin simboluri mitice ale contradicțiilor din sufletul poetului care se simte ca orice creator de geniu slab și puternic, muritor și nemuritor, om și zeu. Realizarea artistică poemul Luceafărul este cea mai valoroasă creație eminesciană, nu numai din punctul de vedere a conținutului de idei, ci și în perfecțiunea formei. Limbajul poetic, sintaxa poetică și naturalețea desăvârșită fac din poem un exemplu strălucit de realizare artistică a unei creații. Dintre principalele trăsături ale stilului poemului, a limpezimea clasică, poetul a căutat de fiecare dată cuvântul care să exprime cel mai bine adevărul într-o formă cât mai simplă. Este bine cunoscut procesul de scuturare a podoabelor stilistice din prima strofă, în care o califică pe fata de împărat, o prea frumoasă fată. Pe înă să ajungă la acest superlativ de origine populară, Eminescu a eliminat o serie de epitete și metafore din botanică, din zoologie sau minerală. Pe parcursul poemului a folosit cel mai puține epitete pentru a nu încărca textul cu elemente descriptive. În marea lor majoritate adjectivele folosite sunt de origine latine, unele fiind formate cu prefixul nebe, a doua trăsătură este exprimarea aforistică. Aceasta este o exprimare care conține multe maxime și sentințe, preapte morale formulate într-un mod memorabil. Cele mai multe exprimări gnomice le găsim în tabloul al treilea, în discuția înaltă dintre Hyperion și Demiurg. Ce e puritatea limbajului? Se referă la faptul că Eminescu folosește cei mai mulți termeni din fondul principal de cuvinte, termeni de origine latină pe care îi integrează în expresii și construcții populare. Acceptă foarte puține neologisme. Efectul care se obține este că exprimarea e pură românească naturală pe înțelesul tuturor de muzicalitatea realizată pe două căi prin folosirea subtilă a cuvintelor cu sonoritate deosebită și prin schema prozoică, strofe de ceute patru versuri cu șapte, opt silabe și ritm ambic. Folosește alternativ rimele masculine și cele feminine care sugerează o continuă înălțare și cădere în concordanță cu ideea de bază a poemului.